Fii sincer, te-ai gândit vreun pic la ce o să mi-ai de ziua îndrăgostiților? Da, dragă, normal, am tot planul făcut în cap. Știi că anul trecut mi-ai promis că anul ăsta o să mergem la munte și o să mi-ai și cadou. Că anul trecut ai zis că nu ai avut bani și pe 9 martie ți-ai cumpărat PlayStation. Dacă atunci am avut bani... Ai cum să-ți placă la munte. Uite, mai am o singură dorință. Te rog să nu mai mi-ai cadou din benzinărie, că mi se rupe sufletul când merg să alimentez și îmi văd cadourile pe rafturi. Păi mai bine nu mai mi-ai nimic. Sigură că nu vrei nimic? Am zis doar așa. Să nu îndrăznesc să nu mi-ai nimic. Ai zis doar așa. A sunat Ionuț mai devreme, a zis că vrea să vină să-mi zică ceva. Ce face nuntă sau ce? Habar n-am, a zis că era chiar aici în zonă și că trece pe aici să ne zică ceva. Era chiar aici în zonă întâmplător. Da, da. Ia uite că a și venit. Ce s-a întâmplat? Salut, salut. Băi, ești ok? Doamne, ce ai pățit? Ce am pățit? Am... Ai căzut pe scări? Am căzut pe scări. Și am fost la doctor și 3.000 de lei, frate, medicamentele și eu chiar nu mai am de unde să mai... Dacă poți, tu te rog eu frumos să mă împrumuți. Mamă, 3.000 de lei sunt toți banii pe care îi am. Frate, chiar e o situație critică și crede-mă că n-apelam dacă nu... Nu, asta e, voiam să fi plecat cu Lorena la munte, dar... Păi poate ți dă până pe 14 februarie. Tocmai asta e chestia, că nu pot să ți dau decât pe 10 martie. Da, asta e acum. Mersi mult de tot. Mersi, știam că mă pot baza. Nu vă mai rețin, eu trebuie să plec. Unde e parcat mașina? Ești pe stânga. Ok. Hai că mergem și noi, dacă e. Nu, noi mai stăm că termin eu cafeaua asta și... Hai, pa, pa. Știi, chiar apreciez că l-ai ajutat pe Ionuț. Dar te rog să nu anulezi plecarea noastră la munte. Hai că știu că ți-a dat mamaie pensia. S-a stricat mașina. Stai să sufle mică. Alo? Salut, salut, da. Nu pornește mașina, nu știu ce se întâmplă. Cât zici, măcar 20 de milioane mă costă să o fac? Hai de capul meu, și aveam atâtea planuri cu banii luna asta. Bine, hai, bă, du mâine pe platforma asta. Bine, salut. Hai de capul. S-au dus și banii de la mama. Incredibil, parcă cineva e împotriva plecării astea la munte. Asta e, dragă, când vine una, vin toate. Hai mai nu știu, că facem noi cumva, ne descurcăm, habar n-am, uite. Trebuie să vină și salariu. Alo, da, șef. Cum adică se fac reduceri de personal? Aoleu, șeful, păi eu sunt îndrăgostit de locul ăsta de muncă. Eu vin dacă e o lună să muncesc gratis, serios, da, nu vreau să plec. Se poate? Bine, vă mulțumesc mult de tot, șef. Mulțumesc mult, la revedere. Ce s-a mai întâmplat? M-a sunat șeful, a vrut să mă dea afară, dar noroc că am negociat cu el să mă lase să muncesc gratis luna asta și... Da, asta e, când vin una, vin toate. Da. Auzi, o știi pe Alina? Nu, care Alina? Alina, colega mea de la muncă, care a fost animatoare. Știu eu colegile tale de la muncă, nu le știu. Aia cu silicoane. A, o știu pe Alina, da. Da. Ea a rămas singură de 3 săptămâni și am zis să vină cu noi la munte ca să îți facem un cadou. Amândouă? Amândouă. Bine, acum dacă nu se poate, asta e, na. Păi nu, stai că-l sun pe Ionuț să-mi dea banii înapoi, da. Păi cum, lași așa, fără un picior? Da, se descurcă el. Sigur? Da, merge foarte bine într-un picior, l-am mai văzut, se descurcă extraordinar. Păi, ce să zic, foarte tare că mergem. Mergem? Mergem. Alo. Bună, Alina. Da. A, ți-ai făcut iubit. Of. Dar asta e acum, ce să facem? Bine, hai. Te pup, ne auzim. Nu mai poți să meargă? Asta e iubire. Când vine una, vin toate.